Și Biserica Catolică a comunității croate din Clokotić a fost neîncăpătoare pentru sutele de credincioși care au vrut să participe la slujba de înviere. Slujba a început în jurul orei 24, părintele paroh, însoțit de ministranți și credincioși, au aprins lumânarea specială de la focul sacru din fața bisericii, după care copiii au dat lumina învierii credincioșilor adunați în număr mare la biserica din sat. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Într-adevăr, sărbătorim în această noapte învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Iar liturghia de astăzi este una specială și foarte complexă. Am început cu liturghia binecuvântării focului, de unde am aprins lumânarea pascală, lumânarea lui Hristos a înviat. După aceea am citit din lecturile Vechiului Testament, care sunt mai multe decât de obicei. Sunt 8 lecturi maxim, din care noi am luat 4 din Vechiul Testament și una din Noul Testament. Aceste lecturi mai multe vor să ne arate cum Dumnezeu a ales pe poporul său, l-a pregătit, i-a trimis profeții ca la împlinirea timpului să-l trimită pe Fiul său, ca el prin moartea, patima, învierea sa să ne răscumpere din morți. O Cristovo! Chiar a fost foarte plină biserica, foarte mulți care au venit, ați văzut și noastră, și Hristos a înviat pentru toată creștinătatea. Păi, ca de obicei, cu vopsitul ouălor, cu pregătire pentru sărbătoare, ca fiecare om. Nu, eu muncesc în sat aici. Da, aici lucrez, da. Am văzut că au venit foarte mulți acasă care au fost plecați. Păi de obicei, de Paște, de Crăciun, de sărbători mari, vin foarte mulți acasă, vin, așa e la noi. Locuitorii din Clokotić care lucrează în străinătate s-au întors acasă pentru a petrece în familie marea sărbătoare a învierii. Învierea este o minune pentru mine. Iisus Hristos a declarat, eu sunt Dumnezeu, eu sunt pentru voi viața, învierea. Învierea este viața, asta zic eu. Hristos a înviat. Adevărat a înviat casă. Da, cele mai frumoase, în familie. Că sunt foarte mulți venit din toate părțile. Din toate părțile, da. Acum chiar au venit din toate părțile, din Germania și din Austria, cam toți. Și Doamne ajută, pentru noi Hristos este în inimile noastre, este tot timpul viu. Hristos a înviat. Adevărat a înviat.